Eu am avut câteva discuții cu candidatul Partidului Socialiștilor. Zic, opriți-vă, certați oamenii între dânsi și pe următorul doi care ajunge să fie problemă ca toată societatea să fie unită, ca să iasă, să îi bată ultimul chiron în secretul politica actualei guvernări. Dumnealui spune că el nu știe, el nu cunoaște, cineva poate o face în special, dar știți cum, când astăzi iese deja unii reprezentanți a lor, conducători din teritorii care înregistrează videouri, le promovează contraplată cu mesaje gen noi ca să vedem dacă Usatîi vrea să dea pleante pentru candidatul nostru în turul 2. Dar noi să vedem, să-i dăm voie să ne murdărească steaua roșie ori nu. Plus, de astăzi deja s-au ajuns la copii de vârsta 18 plus, care sunt, au unii chiar și sute de mii de urmăritori pe Instagram, pe TikTok, care primesc de la socialiști ofertă. Să vă arăt cum arată. Bună ziua! Videoclipul ar trebui să evidențieze sprijinul pentru candidatul Alexandr Stoianoglo sau nesprijinul pentru candidatul Renato Usatîi. Vă rog să-mi spuneți despre cine ați dori să faceți un videoclip și cât timp va dura să-l creați. Dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să le întrebați. Aștept la tine prețul pentru Reels și condițiile tale de muncă. Suntem deschiși pentru colaborare. El vorbește Stoianoglo din motivul principal, matematic, este următor. În turul 2 la alegerile prezidențiale, în diaspora vor participa numai puțin de 200.000 de cetățeni. S-au deschis în loc de 150 de secții de vot peste hotare, acum avem 260 ori 270, corect? Da. Chiar Dodon, când era în top, nu a putut să aibă 10% socialiștii niciodată în diaspora. Nici socialiștii, nici Seșerea Șocanu. Pot să aibă în Federația Rusă, o leac poate în Bielorusia și atât. Dar în Federația Rusă vedem că sunt câteva secții de vot, așa? Da. Acum avem peste 250 de secții de vot în diaspora occidentală, corect? Dacă din 200 de mii care ies, ia să fie mai mulți. Imaginați-vă că candidatul socialiștilor tradițional e până în 10. Asta ar însemna 20 de mii de voturi. Și Sandu e 180 de mii de voturi. Asta ar însemna că Sandu doar în diaspora a să aibă 13% naționale, dacă luăm 15.000 de cetățeni ca 1%. 180.000, asta iese 12. Apiată cu 12% care a să le aibă doar în diaspora, cât trebuie să iei dumnealui pe țară socialiști? Trebuie să iei 58 la 42, ceva de genul ăsta. Ia ca și tătă matematică, adică... Dar dacă Usatîi ajunge în turul 2, ce face? Dar dacă Usatîi ajunge și Dodon recunoaște public în discurs, în discuțiile lui și plus am văzut la, chiar într-o emisiune la dumneavoastră, dumnealui fără ca să-mi dea numele a spus că este un candidat ca în unele țări în europene a să aibă mai mult decât Maia Sandu. Ai spus-o. A spus-o, fără ca să-mi spui numele. Clar lucru că nu s-a referit la Șor, ori la Sultan. Înțelegeți? Și iată matematica, deși pasul vrea anume pe dumnealui. Dar întrebarea e alta. Eu m-am săturat astăzi să fiu atacat în ultimele săptămâni și să vedeți și să începi cu zoi de mâine. Un bețăvan îți duci pe naglea la interviuri. Altul e scroc care ședești de dimineață până seara achită de alt de Platon publicitate contra mea pe bani, pe Facebook și mai departe, spune că are frică să n-ajungă Usatîi în turul 2, el vrea tot pe Stoianoglo. Așa e la Moscova, alu Carmalac, tot îi dau bataie intensiv. Și în Bălți și la Moscova. Oare el îngroapă pe dânsul special? Fac așa că el nici n-ajungă în turul 2, că se teme Dodon ca să-i preie partidul, nu știu. Dar toate mizerile astea care le fac ei contra mea, articole achitate, Usatîi ubița, Usatîi așa, Usatîi pe dincolo, e tare vreau astăzi, adică au frică că anume cu Sandu în turul 2 să ajung eu. Înțelegeți? Și ei rămân pe locul 3. Dar astăzi se face așa mizerii, fiind conștient că în turul 2 el o să fie rupt din cauza încă o dată diasporei occidentale, păi astăzi noi scopul final care îl avem? Să învinge pe Maia Sandu, oare să ne inflăm care mai mult, care mai puțin ratingul? Mai sunt unii candidați de 1% care cândva și ideul cu mine la masă dar mulți permit mizerii atacuri directe. Și atacuri false, doar de atâta, chiar și îl vor pe Stoianoglo în turul 2, că sunt socialiști și mai departe. Oamenii nebuni. Sunteți foarte sigur că puteți să o învingeți pe doamna Maiasand în turul 2? Domnul Gonța, haideți vă spun așa. Tot timpul erau în deasupra occidental. Era doar Maiasandu și Usatîi. Înainte, dacă Maiasandu era cu 60-70 și Usatîi era cu 18, am îți spun că Usatîi și-a dublat ratingul în deasupra minimum. Având aceste voturi în diasporă și el puțin, haideți să fiu sincer cu dumneavoastră, sunt șansele mult mai mari, dacă să vorbim corect. Eu nu mă bat, am ocupat un piet, chiar. Înțelegeți? Deoarece când ies în diasporă 10-20 de mii, sau cum participau în Transnistria, țineți minte, tot timpul erau vânați și ei să aduc oameni din Transnistria pentru alegeri, da? Când aduceau 10-12 mii, adică deci sub 1% de vot național, care nu influențează direct rezultatul scrutinului, înțelegeți? Da, sunt... Pentru turul 2, acest procent ar putea juca un... Da, corect, domnul Gonța, dar încă o dată, noi vorbim aici nici de 1%, și acolo noi vorbim de participare de minimum 13% naționale. Dar dacă ați și 240 ori 270 de mii, domnul Gonța? Asta sunt 17%, 18% am din total, înțelegeți? Și îmi pare rău că astăzi, în loc de să fiu un consens, eu nu l-am atacat. Nici pe domnul Dodon, nici amunul vreau să o fac. Dar m-am saturat de toate mizerile care le fac, înțelegeți? Eu țin minte cum ei și eu tremurau când a ieșit știrea cu pașaportul, că e cetățean român și mai departe. Băi, ce să facem? Că Dodon doar 4 ani de zile striga, că Maiasandu slujă drugomul găsudat și așa mai departe. Eu nu m-am pronunțat nici de bine, nici de rău, nici pe un subiect. Anume că am un respect față de acest domn, vorbesc de domnul Stoianoglo. Știți, ca un om care a fost corect cu mine, cu colegii mei și ei și-am auzit la oamenii de afaceri, știi, când era procuror general. Dar asta, dacă el nu le închide gura la șestiorșile astea care hămâie și nu contează în Londra, în Chișinău, ori pe Moscova și mai departe, și eu trebuie să mă clarific cu șatra asta de câini, care în fiecare zi tot sară și mușcă și încearcă să mă distrugă pe mine. Cu câinii lui, a lor, deci trebuie să lămurească el. Dar cum tu vrei să faci regulă în țară, să te lămurești cu toate problemele și cu corupția și cu schemele lui Spânu, dacă tu nu poți să închide gura la 5 lângăi, care asta e, deci aici apar probleme. Eu țin minte, sărie, fostul procuror domnul Ion Deacov, uitați, un activist de Lusate la Bălț a făcut un video despre Privet Slava și despre Stoianoglo, Stoianoglo supărat și așa. Eu, văzând acest video, fără ca să dau aprecieri, am sunat activistul din Bălț, nu l-am găsit, am transmis mesajul pe un alt coleg, încă o dată vorbim de un activist din Bălț, care l-a șters video ăsta de pe YouTube, că erau știri, bătă, că Usatîi, atacuți, Stoianoglo și Deacov, dar în ferești face Ion și Epintele. Video a fost șters de pe YouTube, văzând și pregătesc să facă începând cu ziua de mâine. Că dacă ajung să-i deam la copchii de 20 de ani de pe TikTok și Instagram, să le propui bani, și tu vezi cum le propun, faceți un video în susținerea domnul Stoianoglo sau cu s-au exprimat acolo sau... Dacă e în susținerea Stoianoglo, faceți-l pe cont propriu. Dacă e contul Usatîi, îl facem noi. Vă dăm material. Da.